cu siguranță vor începe lucrările la școala Daniela Cucioc, unde și copiii vor fi relocați la școala din Speranța. Doar câteva clase, cred că de grădiniță, vor fi mutate la liceul Cartianu. Acolo, din câte știu eu, sunt vreo 18 clase care ar trebui mutate. Da, și asta... avem, exact, 18 clase cu... sunt. Da, da. Da. Dar spuneți-mi un pic, cu transportul, cum se va, care va fi ideea? Vom încerca să reluăm discuțiile cu societatea Troleibuzul pentru a asigura transportul copiilor. Adică niște curse speciale sau cum? Da. La început și la sfârșit de program, 3-4 autobuze pentru transportul copiilor. Cred că trebuie mai multe. Trebuie să vedem câți copii, nu știu, am zis, am dat un exemplu. Am înțeles. Deci asta, în general, soluția e acceptată, nu? Sau... N-am avut probleme în privința acceptării soluției. Deci soluția este acceptată. Bun, este clar că nu toată lumea este pe deplin mulțumită, că un proiect de genul acesta naște, într-adevăr, foarte multe dispute. Dar de ce acum? Dar de ce tocmai copilul meu trebuie să se mute? Eu înțeleg. Este, probabil și eu, dacă aș fi părinte, aș fi pus într-o situație de disconfort. Dar facem acest lucru nu doar pentru binele unei întregi generații.